valorizat din totalul de 19 conflict, suntem prezenți 7 conflicte, astfel motivați din domnul Dr. și domnul Vizor, care mi se pare că va veni puțin mai mult. Înainte de a deschide ordinea de zi, vă supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Ordinea de zi ați văzut-o, dacă doriți să faceți la da, eu doresc, dacă vreți să ne produceți la primul punct, o hotărâre privind aprobarea de licitație publică a sărilor 114, 206 și 207 situate la Casa Binerii. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, completată cu proiectul introdus de doamna consilier Dumitrescu, cine este pentru? Vă mulțumesc, unanimitate. Înainte de a trece la discutarea ordinei de zi, vă propun, ținând cont că am aflat o veste destul de tristă de un fost coleg al nostru, să ținem un moment de reculegere în memoria domnului Traian Măcuța, care a fost consilier local, senator al României și cetățean de onoare al orașului Târgu. Vă mulțumesc. Să trecem la primul punct al ordinei de zi, care se referă la aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite pe anul 2015. Inițiator domnul primar. Vă rog, domnul. Sunt mai multe rațiuni pentru care am propus rectificarea bugetului în pentru anul 2015. În primul rând, repartizarea în trimestru 4 a sumei de 2.105.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru plata drepturilor salariale pentru personalul din unitățile de învățământ pe universitate de stat, conform deciziei Direcției Generale a Finanțelor Prahova. Menționez că suma, chiar dacă s-a alocat această sumă pentru dreptul salarial, ea nu este suficientă deocamdată pentru acordarea drepturilor salariale pentru sfârșitul anului. Așteptăm o nouă sumă de bani pe care să o adăugăm la aceasta pentru plata în totalitate pentru anul 2015. De asemenea, adoptarea ordonanței de urgență 35 din 2015 pentru modificarea ordonanței de urgență 83 din 2014 privind salarizarea persoanelor plătite din fondul public în anul 2015 și așa mai departe legat de cadrul legal. Impune analizarea contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, acelor de unități spitalicești, respectiv Spitalul Municipal Câmpina și Spitalul de Psihiatrie Voina. Cu această ocazie am procedat, cu ocazia de buget, am procedat la analiza execuției bugetare, atât pe venituri și cheltuieli, și a gradului de încasare a veniturilor bugetare comparate cu nivelul estimat a cheltuielor bugetare la cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare. După cum ați văzut în expunerea de motive și în proiectul de hotărâre, am propus la capitolul 5102 Autorități publice și acțiuni externe cheltuieli de personal să diminuăm suma cu 45.000 de lei, pe care să o redistribuim la capitolul 6102 Ordine Publică și Siguranță Națională pentru Direcția Poliției Locale. Capitolul 5502 Tranzacții privind datoria publică am propus diminuarea cu suma de 800.000 de lei, reprezentând dobânzi aferente unui împrumut pe care nu l-am mai primit din cauza apariției în ordonanță de urgență a Guvernului din numărul 2 din martie 2015, modernizarea și completarea unor acte normative, care au prioritizat altfel împrumuturile, în special pentru accesarea de fonduri europene, rambursabile. De asemenea, la 6102 Ordine Publică Siguranță Națională,
Am propus suplimentarea cu suma de 45.000 de lei, pe care am luat-o de sus, pentru acoperirea necesară de acordarea normei de hrană, conform ordinii numărul 776 din 2015 și a cheltuielor de personal până la sfârșitul anului. Norma de hrană a fost mărită prin prevederile acestui ordin al ministrului. Capitolul 6502, învățământ, a propus o majorare de 2.905.000 lei, așa cum am spus mai devreme, pentru cheltuieli de personal. Ca urmare a solicitărilor unităților de învățământ, până pentru finalizarea reparațiilor curente începute și realizarea unor lucrări noi pentru acesta, a propus alocarea unei sume de 181.000 de lei, care a fost avizată de președintele Comisiei Constituite la nivelul Consiliului Local pentru reparațiile unității școlare. Sumele le-ați văzut în exprimarea de motive, școala gimnazială Ion Câmpinanu 20.000 de lei, grădinița cu program prelungit 9, 55.000 de lei, numai de numai acum lucrările le-ați văzut, Colegiul Doctorii Statului 100.000 de lei, Colegiul Tehnic Energetic 6.000 de lei și atât pentru învățământ. Capitolul 6702, Cultură, Recreere, Religie. A propus majorarea cu 20.000 de lei acestui capitol pentru asigurarea pune condițiile evenimentului cultural organizat cu prilejul Zilei Municipiului Câmpian de către Casa de Cultură Geobocă. Capitolul 6802, Asigurări și Asistență Socială, a propus diminuarea cu suma de 100.000 de lei la bunuri și servicii. Suma propusă inițial pentru realizarea unui spațiu de depozitare a alimentelor, care, pentru că confortat după aceea multe alte condiții cerute de Direcția Sanitară Veterinară, deci aceste servicii se pot asigura altfel, cu cheltuieli mai mici. De asemenea, pentru secțiunea dezvoltare, modificările le vedeți în anexa 2 a prezentului proiect de hotărâre și a bugetului municipiului Câmpina pe anul 2005. S-a analizat fiecare obiectiv de investiții și evaluat, propunând sume care pot fi utilizate până la sfârșitul anului 2015. Pentru partea de venituri, la secțiunea de dezvoltare am propus majorarea indicatorului sume defalcate din TVA cu suma de 2.105.000. Conform deciziei Direcției de Finanțe, așa cum vă spuneam mai devreme, de asemenea, am prins mai multe sume de bani care, conform legii 273 din 2006, pot fi prevăzute în buget numai după încasarea lor. Cum ar fi, de exemplu, sponsorizări. Sau sumele din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului public al unității administrativ teritorial. Pe linia ordonatorilor terțiere am fost oferate suplimentări în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli ale celor unități spitalicești și anume. Spitalul Municipal Câmpina. Pentru Spitalul Municipal Câmpina am propus majorarea veniturilor cu suma de 3.374.000 de lei, suma alocată suplimentar de Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, prin act adițional, iar pe partea de cheltuieli a fost repartizată suma de 2.744.000 de lei pentru drepturi de personal și 630.000 de lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii. La Spitalul de Psihiatrie Voila, pe parte de venituri, am propus suplimentarea cu 1.028.000 de lei, iar la nivelul cheltuielilor, pentru personal, suma de 880.000 de lei, iar pentru cheltuieli de întreținere și funcționare, suma de 148.000 de lei. În cadrul secțiunii de dezvoltare, am propus alocarea din bugetul local a sumei de 300.000 de lei, reprezentând cota de cofinanțiare pentru lucrări de reparații capitale în cadrul Programelor Naționale de Sănătate, care ar trebui să fie finanțate de Ministerul Sănătății.
De fapt, Ministerul Sănătății nu a aprobat niște proiecte propuse de către Spitalul de Psihiatrie Voinila. Ca urmare, suma propusă de noi, aprobată de către dumneavoastră în bugetul anului 2015 pentru cofinanțare, nu mai este necesar. Pentru că nu avem ce să cofinanțăm. Și atunci am propus mutarea acestei sume pentru realizarea obiectivului oprire învelitoare la pavilionele 1, 6 și pavilionul 18. Este vorba de înlocuirea învelitorii, sau mai bine zis, aplicarea unei noi învelitori, întrucât tabla actuală este veche și este ciurită, care acoperă pavilionele Spitalului de Psihiatrie Voinila. Cam aceasta este propunerea pentru rectificarea bugetului pe anul 2015. Mulțumesc! Mulțumesc! Rapoartele comisiilor la acest proiect sunt favorabile. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog să scrieți la dacă îmi permiteți, înainte de a discuta proiectul în sine, vreau să vă spun că la articolul 15.5, proiectul de hotărâre s-a lecturat cu eroare, mă asum, la punctul B, politica de la norma 1 de 25, care nu au ce este în proiectul. La punctul B, la punctul 9, la articolul 9. Mulțumesc. Dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt, marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul în ansamblu. Cine este pentru? Dacă, mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinei de zi, respectiv la aprobarea contului de execuție pe trimestrul 3 al bugetului local al municipiului Câmpina, contului de execuție a bugetului în bugeturilor externe și interne, și aprobarea contului de execuție pe trimestrul 3 a bugetelor ordonatorilor terțiar de credite pe anul 2015. Inițiator, domnul primar Fisea. Vă rog. Da, este un proiect de hotărâre care revine trimestrial, conform ordonanței de guvern 63 din iunie 2010. Condițiile pentru bugetul local le-ați văzut în expunerea motive. Vreau să vă spun doar că la secțiunea de funcționare prevederi bugetare anul 2015 64.870.000 de lei, prevederi semestru 3 59.491, încasări 53.223. Adică încasările sunt apropiate foarte bine de prevederile pentru 3 trimestri. Cheltuieli propuse 64.870.000 de lei, plăți efectuate 43.656, disponibil 9.566.000 de lei. Aici, pentru că au mai fost discuții, vreau încă o dată să vă explic că la secțiunea de funcționare avem niște nerealizări a plăților, pentru că anumite lucrări de reparații străzi, de fapt aici este faza nerealizărilor, nu s-au realizat. Și nu s-au realizat pentru că pe anumite străzi nu s-a introdus canalizarea menajeră. Și aici pot să-i număr Calea Doctanei, Bobârna, Voila. Sunt străzi care ar fi necesitat sume mari de bani, poate chiar mai mari decât cele, cu siguranță mai mari decât cele propuse, nu ne-am propus chiar sume necesare pentru realizatorilor, dar din păcate nici aceste sume n-au putut fi cheltuite. Dacă nu se cheltuie, nu este nicio problemă. Aceste sume vor fi reportate la sfârșitul anului pentru anul 2016 și pot fi cheltuite pentru obiective de investiții. Acum, de asemenea, vreau să vă mai spun, cred că am mai spus o dată, dar trebuie să întăresc ceea ce ne-a solicitat Camera de Conturi. Orice lucrare care adaugă valoare la un obiectiv se numește lucrare de investiții sau reparație capitală. Ca urmare, această
lucrare poate fi realizată cu fonduri prevăzute în anexa 2. De aceea ați văzut că asfaltarea bulevardului Nicolae Bălcescu, reasfaltarea și alicarul întâi, care este începută, sunt prinse la anexa 2, deși anul trecut nu au fost prinse în această anexă de investiții. Cu alte cuvinte, pică foarte bine pe fondurile care rămân în acest an, adică reasfaltarea acestor străzi, dacă anul viitor se va realiza canalizare, va fi realizată cu fondurile rămase de anul ăsta, prinse la anexa 2, pe cheltuieli de investiții. Cam asta este mica filozofie a acestor schimbări de sumă. La secțiunea dezvoltare, prevederi bugetare anul 2015, 26.600, prevederi semestru 3, 17.447, încasări 4.800, credite 25.927.000, la semestru 3 propus 27.402.000, plăți efectuate 3.900.000. Deci, vedeți, diferență mică între încasări și plăți, 4.800.000 la 3.900.000, care sunt disponibili de 864.000 de lei, care cu siguranță va fi cheltuit în lucrările care se vor derula până la sfârșitul anului. De asemenea, sunt niște lucrări, și nu știu dacă e cazul de spune acum, care, pentru care proiectarea s-a realizat în acest an, care vor fi licitate în acest an și care se vor realiza anul viitor. De slavă Domnului, anul viitor avem ce face cu bani. În legătură cu canalizarea, mai fac o paranteză, cred că chiar dacă nu e legat de cea canalizării. Vreau să vă dau o veste proastă și anume că, printr-o scrisoare primită acum 2 zile, suntem anunțați că societatea CAST renunță la contractul Hidro-Plahova pentru producerea canalizării. În acest mod, nu știu ce se mai poate face până la sfârșitul anului. Iar după sfârșitul anului, se va intra cu un nou val de fonduri europene. Nu știu care este modalitatea în care se poate continua lucrarea, dar am înțeles că se poate continua. Mai bine, se poate continua finanțarea. Lucrarea cum se va continua? Cu aceeași firmă care a citat, cu același proiect, cu alt proiect, cu proiect modificare, nu știu cum se va desfășura. Înțeleg că există acordul Comisiei Europene ca lucrurile să poate fi continuate în următorul val de fonduri europene, adică în anul 2016. Bineînțeles că legat de asta este și reasfaltarea străzilor, că mergând la copilor, reasfaltarea străzilor depinde de realizarea acestor canalizări, care se află în stadiu în care este. Și vreau să vă spun că în continuare publică să ne mulțumim de faptul că societatea care a lucrat, societatea anterioară, Concilii, nu a finalizat lucrările pe anumite străzi. Acum nu știu ce gândește Hidro-Plahova despre această încetare a contractului. A trebuit să le pună măcar condiția de a finaliza strada Dealului, strada Rozmarin. Nu știu dacă strada Voila, că pe strada Voila s-a introdus o bucățică de canalizare într-un somn foarte scurt și ce să mai finalizeze. Dar măcar străzile începute ar trebui sau derulate și într-un anumit nivel trebuie finalizate. Ca după aia să intrăm în iarnă cu o situație foarte clară. Cam asta e situația cu legată de canalizări și de cheltuieli de funcționare și exploatare. Vreau să mai spun din nou că situațiile financiare sunt analizate și verificate de către Serviciul Sinteză și Asistență al Direcției Generale a Finanțelor Publice Pești și înaintate Ministerul Finanțelor Publice. Mulțumesc, domnule. Rapoartele comisiilor pe marginea proiectului sunt favorabile. Discuții dacă sunt la acest proiect. Dacă nu, trecem la votarea proiectului. Cine este pentru? Mulțumesc.
Următorul punct pe ordinea de zi se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții sistem video-supraveghere intersex. Inițiator, domnul primar Cristian. Vă rog, este o reaprobare a indicatorul acestei lucrări, pentru că deoarece noi am amânat-o mulți ani, nici nu mai știu cum, poate 6 ani, poate mai mult, bineînțeles că situația s-a schimbat și am făcut-o, am reproiectat lucrarea, am mărit numărul de intersecții la 14, pe care dumneavoastră le-ați văzut în expunerea de lucrurile lui mai de număr, și sunt mult mai multe camere de luat de zi, dacă nu așa 45 să puteți să știu. Sunt 35 de camere de luat de vedere. Vreau să vă spun doar că am căutat prin refacerea proiectului să prindem toate intersecțiile importante din municipiul Tămâna, care pot fi monitorizate pentru camere de luat de vedere. De asemenea, am cerut direcție de investiții să includă în acest proiect și niște monitorizarea pasajelor pietonale care sunt alăturate intersecțiilor, cum ar fi Milia, Soldat, așa mai departe. De asemenea, introducerea unor modemuri wireless prin care cei care sunt prezenți în aceste, pasaje pietonale sau pe bănci pot să acceseze rețeaua de internet fără cablu, așa cum se întâmplă și în alte localități. După ce am mai discutat noi despre acest proiect, prin reproiectare, valoarea investiției a scăzut mult. Nu știu de ce era înainte foarte mare și nu eram convins că așa trebuie să fie, deși exista un proiect. Și anume, 334.814 lei fără TVA, valoarea totală, și C plus M, 270.300 de lei. Durată realizare 3 luni. Da, aici, într-adevăr, 35 de camere, 14 sisteme independente interconectate, 14 intersecții. După ce se aprobă hotărârea de pe dumneavoastră, putem face selecția de oferte. De fapt, facem o selecție de oferte interne, pentru că avem o valoare totală sub, dacă nu știu, sub 100.000 de euro. Dar facem o selecție de oferte pentru realizarea lucrării. Mulțumesc!